Mama spune niciodată. De ce l-ai părăsit pe tata când știe bine care cancer? Am vrut să-l pedepsesc. Dar ce rău ți-a făcut el ție? Las ce trebuie să știu. Vreau să știu, mama. După vreo 10 ani de căsătorie, prin 58, când trebuia să-i dea o funcție mare în securitate și la pașapoarte sau altceva, a fost întrebat dacă eu nu eram cumva evreic. Ce? Și m-a ținut sub teroare câteva luni de zile. În fiecare noapte mă trezea din oră în oră să mă încheteze. Că tocmai trebuie să se încheteze la tan. Spune Stiva, spune tot. Și pe urmă a început să încheteze neamurile până la a treia generație. S-a descoperit în Botoșan o bunică, se numea Melzer. I-am spus că nu e evrei. I-am spus că este austriac. Dar el era convins că l-a mințit. Vrea să mă împuște. Tot timpul ținea un pistol în noptiere. Și atunci ai jurat să te răzbuni pe el. Da, am jurat. Dar n-am pus să fac decât cândva să voi. Ascultă, mamă, de ce și-a pus tata mâna sub tine? Cum de ce? De frică. Murea de frică să meargă pe front. Când a sosit ordinul de concentrare, s-a scăpat pe el, s-a îmbătat și s-a dus tocmai la triază. Își pune mâna pe șină. Și vrei să-ți mai spun ceva, dacă vrei să știi. În trecut, în ilegalitate, cum se zice, nu a făcut nicio blândă. Meritul lui a fost, a știut, să se ascundă pe el și pe alții atâta tot. Vrei să spun ce anume făceau ei acolo în pod când se adunau pentru ședințe? Lasă, mamă, ce rost mai era? Nu vrei să spun ce anume făceau ei acolo în pod când se adunau pentru ședințe? Nu vrei? De ce nu vrei să spun ce anume făceau ei acolo în pod? Hai să te duc în salon, s-a făcut privire.